Și începem cu imagini revoltătoare care vin din Alba Iulia, acolo unde un bărbat a fost scos cu forța dintr-un supermarket și pus la pământ de doi polițiști locali. În imaginile pe care le vom vedea, se observă cum unul dintre polițiști este urcat pe bărbatul pus la pământ, în timp ce al doilea îl încătușează. Martorii au strigat disperat să le libereze pe bărbat, însă agenții n-au ascultat. Vă avertizăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Până în acest moment nu se știe ce motiv au avut cei doi agenți de poliție pentru această intervenție brutală. Am văzut imaginile împreună. Aceste imagini au ajuns și la superiorii polițiștilor locali. Alături de noi, în direct prin telefon, se află domnul Marin Calotă, șeful poliției locale din Alba. Bună dimineața, domnule Calotă! Vă mulțumim foarte mult că sunteți cu noi la știrile dimineții. Bună dimineața! Am urmărit aceste imagini. Din informațiile pe care le aveți dumneavoastră până în acest moment, care ar fi putut fi motivul pentru care agenții au decurs la această intervenție brutală, total neobișnuită, mai ales că vorbeam despre un bătrân? Da, este vorba despre un incident care a avut loc aseară în zona stadionului din Alba Iulia, mai precis în zona unui supermarket din acea zonă, iar persoana respectivă nu purta mască. În momentul în care agenții poliției locale l-au rugat să folosească o mască, motiv pentru care acesta a devenit recalcitrant, adresând și înjurii și cuvinte vulgare la adresa polițiștilor locali și spunând că refuză să poartă această mască. Domnule Calotă, ce vârstă are domnul pe care îl vedem în imagini, încătușat de polițiști? 56 de ani. Bun. Nu e un om în vârstă, dar se justifică în această situație forța fizică, o intervenție de o astfel de violență pentru nepurtarea măștii, chiar dacă, așa cum a spus dumneavoastră, era vorba de un domn care i-a amenințat pe polițiști, a fost recalcitrant, nu a ascultat îndemnul lor. Totuși, imaginile pe care le vedem în aceste imagini, polițiștii sunt extrem de agresivi. Domnul respectiv a încercat să folosească forța asupra polițiștilor locali, încercând pe unul dintre ei să-l lovească în momentul în care i-a solicitat documentele sau date referitoare la stabilirea identității acestuia. Cum a încercat să-l lovească? Cu vreun obiect contondent, cu pumnul? Nu. Prin întoarcere, în momentul în care vrea să se deplaseze spre ieșirea din zona parcării supermarketului, colegul nostru l-a rugat să rămână și în momentul în care acesta s-a întors spre el, colegul s-a ferit și a reușit să evite această... Acum, onest, cum vi se pare dumneavoastră această intervenție? Nu cumva e exagerată? Vi se pare corectă? Bun, a ripostat și omul, n-a ascultat, mă rog, n-a respectat legea să poartă mască în supermarket, totuși? Având în vedere faptul că a fost condus la sediul poliției locale, unde domnul a devenit după aceea foarte calm și a recunoscut toate cele întâmplate, fapt care rezultă din, în urma întocmirii proceselor verbale de constatare a contravenției atât la legea 55 pentru nepurtarea măștii și la legea 61 pentru adresare de cuvinte vulgare și obscene. Mai presus de atât, dânsul a semnat aceste procese verbale, iar la mențiuni recunoaște cele întâmplate și regretă faptele comise. A fost depusă, domnul respectiv a depus până în acest moment vreo plângere pentru... În urma comportamentului agresiv al polițiștilor locali, ce știți? Nu, până în momentul de față nu, și nici nu am fost contactate alte persoane care ar încerca să depună această plângere, sesizare la care vă referiți dumneavoastră. Vă întreb din nou și vă rog un răspuns scurt, dacă dumneavoastră vi se pare în regulă echilibrată această intervenție în această situație a polițiștilor? Atâta timp cât dânsul a refuzat să legitimeze și a pus rezistență la conducerea spre utilitarea poliției locale în vederea stabilirii identității,
colegii noștri au încercat să-l imobilizeze, să-l încătușeze, au fost rezistenți, au fost nevoiți ca să recurgă, se spune, la această forță. Care e justificată, ne lăsați de înțeles. Este o procedură de încătușare și conducere la sediul poliției locale prin care, da, într-adevăr, se folosește forța. Colegii l-au și somat, vă rugăm să veniți, pentru că vom fi obligați să folosim forța. Și la sediul poliției locale este întocmit de către polițiștii locali și un raport de utilizare a forței la evenimentul respectiv. Mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Mergem mai departe la știri acum, doamnelor și domnilor, o tânără.